În perioada 17-19 mai, Chișinăul a devenit gazda celei de-a doua ediții a Festivalului Tradițiilor Românești, organizat de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Cele 9 regiuni istorice ale României au fost reprezentate prin meșteșugurile populare, punând în evidență esența sufletului românesc de pe ambele maluri ale Prutului. Patrimoniul cultural, muzical și coregrafic a fost valorificat de colective artistice din Republica Moldova. La festival am făcut cunoștință cu preotul George Darius Pasc și preoteasa Claudia Pasc din Arad, care au venit să-și expună icoanele pictate pe sticlă sau pe lemn. Hristos a înviat în primul rând. Noi suntem Claudia și preotul Darius Pasc din Arad și într-adevăr am venit aici la dumneavoastră, la Chișinău, cu constant de icoane pictate atât pe lemn cât și pe sticlă. Le realizăm împreună. Eu mă ocup de partea de pregătirea materialului, a suportului, rame, de confecționarea crucilor, apoi soția, preoteasa, este cea care înfrumusețează prin talentul pe care Dumnezeu i l-a dat materia pe care eu o pregătesc, materialul. Ce înseamnă, de fapt, o icoană pentru noi creștini? Cea mai folosită definiție a icoanei este fereastră spre cer, adică atunci când privești o icoană, îl vezi fie pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fie pe Maica Domnului sau oricare alt sfânt și te gândești la modul cum ar trebui să îți trăiești și tu viața, fiecare dintre noi, ca să ajungem cândva și noi în icoană. Cea mai mare dorință a unui copil cândva la școală, când a fost întrebat de profesoară ce vrei tu să te faci când vei fi mare, zicea, eu vreau să mă fac sfânt. Păi de ce? Și răspunsul a fost extraordinar. Toți colegii mei își sărbătoresc ziua onomastică. Păi el îl chema, avea un nume care nu era sărbătorit în calendar. Și această dorință lui era să se facă sfânt. Și asta cred că ar trebui să tindem cu toții, să ajungem sfinți. Cândva să ajungem în icoană. Și asta nu este o dovadă de mândrie, ci este un țel spre care trebuie să tindem cu toții. Icoanele pictate pe sticlă nu sunt răspândite în toate regiunile țării. Așa este, da. Sunt doar câteva regiuni unde se practică acest... În Transilvania, în special. Da, de pictură. Pentru noi, cei românii de aici, din Basarabia, sunt foarte speciale, așa. Sunt speciale pentru toți românii de pretutindeni și nădăjduiesc că pentru toți oamenii. De ce? Pentru că spre deosebire de icoana pe lemn, icoana autentică, bizantină, aceasta, icoana pe sticlă a luat naștere din evlavia poporului, din dorința oamenilor de a avea reprezentat chipul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și a Sfinților în casele lor, nepermițându-și o icoană pictată pe lemn, care este mai scumpă, necesită un timp de pregătire mai îndelungat, atunci au încercat să copieze, așa cum au știut, și ceea ce au reușit să realizeze prin ajutorul lui Dumnezeu este o adevărată capodoperă. Fiecare creștin își alege icoana pe care vrea să o aibă în casă sau icoanele, pentru că pot fi mai multe, pentru că fie are evlavie la un anumit sfânt, așa este. Fie îl atrage prin ceva. Ar fi de dorit ca să ne alegem icoanele pe care să le păstrăm în casă, nu după, nu știu, frumusețea culorilor și a motivelor sau ornamentelor care împodobesc icoanele, ci după evlavia pe care o avem la
Mântuitorul, la Maica Domnului și la ceilalți sfinți. Adică, înainte de a ne plăcea cu adevărat un lucru, și în special în cazul de față o icoană, trebuie să intrăm în relație cu cel reprezentat în icoană. Și cum facem lucrul acesta? Prin rugăciune, întâi de toate, apoi prin citirea Scripturii și a vieților sfinților. Spuneam mai devreme că icoana este fereastră spre cer. Iată. Tocmai e. Da, ne ajută cumva prin intermediul chipului pe care îl avem reprezentat pe icoană să ne conectăm cu Dumnezeu. Absolut. Sfinții și să avem așa conștiința că ajunge rugăciunea noastră sus, acolo, către cine e adresată. Mie îmi place să spun că suntem datori să o cinstim pe Maica Domnului și pe ceilalți sfinți dintr-un motiv poate că nu foarte des auzit și întâlnit. Și eu, poate că nu e o paralelă potrivită, dar eu așa gândesc și socotesc să explic oamenilor că atunci când ai o problemă și te duci în judecată, la tribunal, necunoscând legile, sunt toate șansele ca tu să pierzi un proces. Ei, ce faci atunci? Îți iei un avocat bun. Și cel mai bun avocat în drumul nostru spre mântuire sunt sfinții, cei care deja au parcurs calea spre mântuire și au ajuns în Împărăția lui Dumnezeu. Și din dragostea lor nemărginită ne ajută și pe noi, cei care tindem spre aceasta. Da, iată, ei sunt mijlocitorii noștri. Absolut. În fața tronului. Exact, exact. Vă mulțumim de suflet. Și noi vă mulțumim că v-ați oprit la noi. Vine publicul, se oprește, reflectează, meditează un pic, vă întreabă aceste icoane? Să știți că, spre deosebire de târgurile la care participăm noi în România, nu numai că oamenii se opresc, dar am constatat o evlavie deosebită. În momentul în care ajung în fața standului cu icoane, mă văd pe mine și pe preoteasa aici, se închină, își fac semnul Sfintei Cruci și apoi spun Hristos a înviat. Lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure și să ne dea o nădejde și o credință puternică că oamenii încă îl au pe Dumnezeu și îl au pe Dumnezeu viu în sufletele lor. Iconografia nu este doar o simplă pictură, ci teologie în culori care implică multă profunzime, rugăciune, cunoaștere, documentare și răbdare. Atunci când se ivește acest gând de creație în sufletul artistului, la fel de importantă este primirea binecuvântării din partea duhovnicului. Preoteasa Claudia Pasc are parte și de un călăuzitor bun pe acest drum. Doamna preoteasă, să ne spuneți despre minunățile pe care le creați în culori, pentru că bănuiesc că în ceea ce privește pictura icoanelor e nevoie și de cunoaștere, nu doar de talentul de a desena cu pensula. Eu zic că sunt tânără. Sunt tânără și la experiență și la vârstă. Dar cred că pe parcurs tot o să asimilez informații și o să îmi formez mâna mai... o să fie din ce în ce mai bună. Acum încerc să și studiez, să și lucrez. Foarte mult am încercat să realizez icoane de una singură acasă, doar folosind imagini. Imagini ce le găseam ba pe internet, ba mai întrebam și prin manuale sau cărți. Dar acum am înțeles că icoana e mai mult de atât și Dumnezeu mi-a scos în cale, să zic, un părinte care mă îndrumă, un părinte care e și călugăr și care pictează și el și mi-este și duhovnic. Mi-a întins o mână, pot să zic, și m-a ajutat să mă ridic din chinul ăsta că tot timpul realizam și nu eram mulțumită sau nu rezista, ceva se întâmpla cu... Semn că nu combinam ceva, culorile potrivite sau... Și la el a fost foarte simplu când am mers, un om foarte deschis. M-a întrebat ce vreau să știu despre icoană, ce mă interesează. Și bineînțeles că eu am venit cu tehnica, dar părintele nu vorbește mult. Și tot timpul mi-a dat de înțeles că e nevoie și de liniște. Deci nu e nevoie de atâtea întrebări, cât concentrare și la momentul când lucrezi, trebuie să dai tot ce e mai bun în momentul acela, adică tot ce... să ți-o analizezi tu, icoana, și pot să zic că așa seara lucrez mai mult, îi fac o poză și când merg în pat,
mă uit din nou la ea, dar în altă perspectivă, acum așa ca un critic. Și tot timpul mă corectez sau pot să zic că încerc să fie cât pot eu de bine în momentul ăla, să realizez icoana cât pot eu de bine și mă folosesc și de icoanele părintelui, îl mai întreb dacă să nu fac ceva greșit. Dânsul a fost pe Muntele Athos și a pictat acolo. Mi-a explicat că icoana bizantină se folosesc pigmenti cu emulsie de ou. I-am spus că eu pictez cu acrilic și când am început să pictez, o zi zice, trebuie pigmente neapărat aici, nu vii cu acrilic. Și așa am reușit să particip în tabere. Părintele Pantelimon de la Mănăstirea Oașa, absolvent al Facultății de Arte Plastice a Universității de Vest din Timișoara, își manifestă harul pictând icoane. Este omul care știe cât de important este să împărtășești aceste taine tinerilor și organizează tabere de creație unde participă deseori și protagonista noastră, preoteasa Claudia Pasc. Sunt mai rezistente mai icoanele pictate pe sticlă decât cele pe lemn? Icoana pe sticlă e o artă tradițională, o artă populară. Ea este mai naivă. Reprezentarea ei era făcută nu neapărat de artiști foarte citiți și învățați. Era făcută de țărani în special și se lucra în casă. Erau case de unde se făceau ateliere, ca și școli de pictură cumva. Și acolo, de la mic la mare, toată lumea contribuia. Bărbații făceau ramele, în special în zona Transilvaniei, Făgăraș. Acum ele diferă așa. Eu pot să zic că am încercat să-mi fac un stil propriu. Mai mult mă inspir din icoana bizantină, cel puțin la desen. Noi am văzut multe icoane, dar au o frumusețe aparte. Numărul culorilor este destul de limitat, nu aveau așa multe culori, totul cu bun simț, și bineînțeles că aveau o trăire aparte, țăranii mai de mult. Și asta se transpune și în pictură, în lucrare, dar în icoană. Aveți predilecție sau deschidere mai mare către o anumită icoană, un anumit chip, să zic? Îmi place foarte mult Maica Domnului din Vladimir. Părintele picta icoana asta și cred că și acum are acolo. O lasă la uscat și tot timpul când mă duc, mă uit să văd ce s-o mai schimba la ea. Părinte, eu îl întreb, nu-i gata? Și-o zis, nu, că trebuie să se tihnească. Acum ne uităm la ea. Deși e o comandă, el lucrează foarte tihnit. Nu pune prioritar banul sau valoarea ei, cât să fie ea ce trebuie și să aducă bucurie și împlinire în familie, unde merge, în casa. Deci e nevoie și de îngăduință, sigur, de răbdare atunci când asta pintezi e o icoană. Primul lucru. De fapt, și asta e plata. Când vezi o lucrare finalizată, o privesc un pic, nu foarte mult, fiindcă mă apuc de altceva între timp și asta mă ajută și să mă zmeresc într-un fel. Ca să nu să fiu prea mulțumită și după aia să nu... Dar cam atât. O privesc puțin și încep alta și părintele mi-a zis că niciodată nu o să am icoane pictate la mine acasă, că tot timpul o să am o icoană care o să fie o comandă pe care o să o dau. Așa că o să am multe icoane, dar pe care o să le dau mai departe. Da. Zice, o să vezi tu că nu o să ai icoane, că eu mă plângeam că nu am. Și la biserică n-am reușit să pictăm la noi nicio icoană. E ca cizmarul fără cizmă. Da? Cam așa. Da, dar e bine, pentru că pleacă mai departe la cine trebuie să-și facă misiunea, da? Așa e. Fiecare icoană. Pot să zic că Dumnezeu a lucrat frumos în viața noastră, că ne-a scos oameni care tot timpul ne-au întins o mână și știm că el a fost, de fapt, și a lucrat prin oameni. Când mă gândesc cum am pornit și cum am ajuns la el, clar că a fost un plan de al lui Dumnezeu și faptul că l-am întâlnit pe părintele, adică pe Darius atunci, acum soțul meu și preot și prieten și
Da, nimic întâmplător. Da. Da? Și totuși este nevoie de un mentor, iată, în ceea ce privește inclusiv transmiterea artei tradiționale, a tradițiilor noastre populare, nu? Meșteșugul de obicei se fură așa. Da. Într-un mod frumos spus, da? Se observă mentorul, cel care te ghidează de la distanță sau... Mi-a plăcut foarte mult o vorbă. Noi suntem mai mulți din Cluj în special care vin și acolo e și facultate de pictură cu la teologie, secția de pictură bizantină au acolo. Noi avem doar restaurare la Timișoara și nu m-am înscris, dar un ucenic de acolo, un coleg care și el vine acolo, zicea la umbra marilor copaci de multe ori nu crește nimic. Fiindcă parcă nu ar permite, dar părintele permite și nu se dă el un copac mare. El lui, noi știm. Arad, mergem în Beiuș. Anca Banda, directoarea Casei de Cultură din această localitate, a venit la festival cu expoziția 5 generații. Vedem aici un tablou foarte frumos. Sunteți împreună cu familia la acest festival al tradițiilor românești, pentru că nu-i așa, tradițiile se transmit din bunică în nepoată, din generație în generație, da? Sunt tare, tare mândră și bucuroasă că, iată, călc tălpile mele și pământul surorii noastre Moldova, pentru că din moș strămoș la noi se umbla desculț. Da. Pe considerentul că omul are o, umblând desculț are o altă legătură cu pământul. Energia. Cu vatra, energia pământului. Și astăzi îmi iau energia de aici, de la dumneavoastră. Ce frumos. Am adus cu noi din România expoziția 5 generații.
Am intitulat-o așa, cu această expoziție am colindat țara și lumea întreagă de peste 25 de ani. Am intitulat-o 5 generații pentru că femeile din 5 generații din familia mea au muncit la ceea ce vedeți dumneavoastră. Colecția este foarte vastă, dar am adus câte un lucrușor măcar făcut de fiecare dintre ele. Și aș începe cu aceasta, care este cea mai veche în expoziția mea. Este o față de pernă pe care a țesut-o străbunica mea, Ana, născută în 1910. Mama Ana, după cum vedeți, a pus și tricolorul în fața de pernă, pe care a dat-o în dar de nuntă, a pus-o în lada de zestre a fiicei sale, Elisabeta, care s-a născut în anul 1934. De la bunica mea, Elisabeta, mai moștenesc și cerga pe care o vedeți aici, unde sunt așezați îngerii mei, dragi, Renata și Rares. Sunt doi copii care fac parte din ansamblul Muguri și Mlădițe de Tezaur de la Casa de Cultură Ioan Ciordaș din Beiuș, ansamblu pe care îl coordonez de peste două decenii. Tot de la străbunica mea am și acest ghesag. Este două străiți, practic. Erau legate între ele pentru ca să fie mai ușor la transport. Dedus. Mama mea, educatoare, născută în 1951, a preluat frumusețea acestui meșteșug și ne-a țesut fețe de masă și felejile pe care le vedeți acolo în spatele meu. M-am născut în 1972 și una dintre cele mai frumoase amintiri sunt poveștile mamei mele, când aveam doar câteva luni, 6-7 luni, și pe lângă războiul de țesut ținea ghemele într-o oală mare. Și deja la 7 luni începeam să mă târăsc de-a bușile, așa am căzut în oala aceea cu gheme. Și eram foarte liniștită, deci ca și când aș fi căzut pe un puf undeva. Probabil că de atunci mi-a fost drag culoarea și meșteșugul țesutului pe care îl transmit și îl duc mai departe atât elevilor mei din ansamblu, cât și membrilor familiei mele, nepoatelor mele Ana și Raluca și băiatului David și fiicei nurorii mele, care este fata mea, de fapt, Denisa. Și vedem aici că nu doar țesezi, dar încondeiați și ouă. Da, pentru că chiar dacă a trecut sărbătoarea Paștelui, până la înălțare mai e ceva timp, așa că putem învăța acest meșteșug și să-l practicăm pe întreg parcursul anului. Așa este. Una dintre elevele mele și cea care mă ajută și în târguri și în expoziție este Daniela Magda, este mama copiilor, Renata și Rares. Și am lucrat împreună aceste ouă cu bizarca, un instrument care are în vârf. Bizarca, așa se spune la dumneavoastră, în alte zone este chișiță, condei, are diferite denumiri, da? Cu ceară de albine curată, dar da, în care am pus un cărbune ca să negrească, pentru că noi desenăm pe oul alb. Da. Desenăm pe oul alb, rămân urmele de ceară, pe urmă îl băgăm în vopsea și se șterge ceara și rămâne roșii. Desenul, da. La noi în zonă, în țara Beiușului și în Bihor în general, ouăle se făceau doar roșii, simbolizau sângele Mântuitorului curs pe cruce în coșul cu ouă adus de Maria. Iar aici spuneați că aveți un simbol al zonei pe care o reprezentați. Așa, da, cum este... v-am spus, transmit meșteșugul din generație în generație și cum este și normal, intră și modernismul, dar păstrând autenticitatea. Băiatul meu are un atelier meșteșugăresc, un atelier de broderie și ca o amintire brodează, lucrează în punct cruce câte un motiv tradițional. Motivul pe care l-am adus astăzi aici este motivul prescurei sau al crucii, da, se poate interpreta și așa, pe care îl găsim foarte des în costumele populare vechi. Da, pentru că e un semn de protecție, da? Așa este.
Vă mulțumim foarte mult și pentru faptul că am înțeles, sunteți pentru a doua oară la Festivalul Tradițiilor Românești, care, iată, se desfășoară al doilea an consecutiv aici la Chișinău, un eveniment frumos care unește meșterii de pe ambele maluri ale Prutului și nu știu dacă pe parcursul anului avem posibilitatea să ajungem în Crișana sau Maramureș sau în Oltenia sau în, știu eu, în Bucovina, în Moldova, de peste Prut. Iată că prin intermediul tradițiilor cunoaștem meșterii, oamenii unui anumit loc, unui anumit ținut, iar dumneavoastră sunteți un reprezentant de seamă, așa, prin intermediul acestor tradiții. Punți. Punți de legătură. Sufletești. Da, da. Punți sufletești, da. Între oameni, între țări. Și am pregătit pentru astăzi și pentru zilele ce urmează ateliere de cusut, pentru că este mult mai greu să deplasăm, războiul de țesut al nostru este foarte mare. Așa că îi așteptăm pe toți cei care doresc să se inițieze în tainele cusutului. Alături de Daniela, Renata și Rareș vom coase semne de carte cu motive tradiționale aici, în Chișinău frumos, în Chișinăul nostru frumos. Ce organizatorii frumos merită toate aprecierile noastre. Nu sunt doar vorbe spuse din vârful limbii, sunt vorbe spuse din inimă. Dacă nu ar fi fost așa, n-aș fi venit încă o dată aici, aducând o parte din inima mea, și să știți că atunci când plec, rămâne o parte din inima mea aici. Da. Vă mulțumim frumos! Vă prețuiesc! Mulțumim și Doamne ajută! Doamne ajută! Tradițiile și meșteșugurile fac parte din moștenirea culturală a unei comunități. Scopul Festivalului Tradițiilor Românești, organizat pentru al doilea an consecutiv la Chișinău, este de a perpetua această zestre spirituală a neamului nostru.